Furturile de catalizatoare auto au explodat în întreaga lume, iar unii oameni au făcut o avere din vânzarea lor. Motivul principal pentru care sunt ținta preferată a hoților de piese auto, o reprezintă scumpirea metalelor prețioase conținute de convertoarele catalitice un american de 56 de ani a făcut o adevărată avere din vânzarea catalizatoarelor de mașini. Majoritatea dintre acestea erau evident furate. El nu a apucat să cheltuiască prea mult pentru că a fost prins, iar acum este cercetat de procurorii americani. Potrivit anchetatorilor, James Speak a câștigat din această afacere ilicită peste 11 milioane de dolari. El a făcut contrabandă cu convertoare catalice timp de 4 ani, între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2021. Catalizatorul unei mașini este un dispozitiv de control al emisiilor de evacuare, cunoscut și sub denumirea de convertor catalic. Acesta este capabil să reducă emisiile de gaze nocive produse de motorul termic și să le transforme în componente inofensive. După cum se știe, în componența catalizatorului sunt folosite metale prețioase precum platină, rodiu sau paladiu. Astfel, prețul convertorului catalic pe piața neagră poate fi de ordinul sutelor de euro și chiar miilor de euro. Catalizatoarele noi conțin aceste metale în concentrație mai mică. Acesta este motivul pentru care hoții de piese auto preferă mașinile mai vechi.